Salutare! Am venit într-o zonă mai accidentată, însă cam plată, pentru a testa și a explica modurile de asistență ale noii biciclete. Bicicleta este dotată cu un sistem Bosch Smart de ultimă generație. Este model 2022. Am după mine și remorca cu copii și sper să fac un test relevant. Pedalez acum în modul off, adică bicicleta nu mă asistă deloc și pe acest teren plat merg foarte relaxat cu 11-12 km pe oră. Acum sunt pe modul eco, un mod care mi oferă 60% asistență din efortul pe care îl depun eu. Așadar, e oarecum variabil, 60% din efort mic înseamnă mai puțin față de 60% dintr-un efort mare. Încerc să pedalez cu aceeași forță cu care pedalam în modul off, iar acum am 14 km pe oră. În continuare, rulez tot pe modul eco, încercând să păstrez aceeași cadență și aceeași forță în pedală, iar acum am comutat în modul Tour Plus, un mod cu asistență extrem de variabilă, de la eco până la turbo. Păstrând aceeași cadență și aceeași forță, nu simt o creștere a forței de asistență. Însă, din moment ce apăs mai tare pe pedală ca acum, asistența a crescut foarte mult, probabil că a ajuns până la 340%, atât cât oferă modul turbo. Așadar, în modul Tour Plus, atunci când pedalăm lejer, cu o forță mică, gradul de asistență este corespunzător modului eco, adică 60% din efortul depus. Dacă apăsăm ceva mai tare pe pedală și creștem cadența ușor, gradul de asistență ajunge la 140%, adică corespunzător fostului mod tur. Iar dacă apăsăm și mai tare în pedală, gradul de asistență crește la maxim, ajunge la 340%, adică corespunzător modului turbo. Acest mod, Tour Plus, este ideal de folosit peste tot, atât pe plat cât și pe teren accidentat, deoarece variază asistența între 60% și 340%, în funcție de cât de tare apeși în pedală. În continuare, rulez în modul Tour Plus, încercând să păstrez aceeași cadență și forță ca la început, și acum am comutat în modul MTB. Deja se simte o creștere a asistenței. Acest mod MTB variază asistența între tur, fostul mod, și turbo, adică între 140 și 340%, tot la fel, în funcție de cât de tare apeși pedală. Însă asistența minimă nu mai este 60% ca în modul Tour Plus, ci este 140%, indiferent cât de ușor dau la pedale. Acest mod este ideal a fi folosit pe urcări dificile, pe potecă sau pe teren foarte accidentat, cu pietre, cu bolovani, dar care încă are o pantă care poate fi ciclată. Adică, să spun așa, o pantă mai mică de 25, cel mult 30%, deja la 30% cred că e cam mult și risc să te dai pe spate. În continuare, rulez în modul MTB, încercând să păstrez aceeași cadență și forță ca la început, iar acum am comutat în modul turbo. Deja gradul de asistență a crescut la maxim, adică la 340% din efortul pe care îl depun. Este un mod ideal a se folosi pe urcări abrupte, dar cu o condiție a drumului bună și foarte bună, adică drum forestier plat, ca și suprafață, sau drum asfaltat cu pantă foarte mare, deoarece oferind 340% asistență de la început, forța cu care pleci de pe loc dacă ești oprit e foarte mare și dacă nu cunoști bicicleta și nu ai experiență în mountain bike, risc să te ridici pe o roată și chiar să duci pe spate. Este un mod pe care eu personal îl folosesc extrem de rar, aproape deloc. Încerc să văd diferențele între cele patru moduri de asistență pe această pantă. Sunt în modul eco și am început urcarea. Bicicleta mă asistă, dar destul de puțin.
În modul Tour Plus, asistența a crescut. În modul MTB, asistența este la fel ca în modul Tour Plus. Iar în modul Turbo, din nou, nu se simte nicio diferență față de modul MTB. Voi încerca să urc această pantă din partea dreaptă. Am și remorca după mine. Sunt pe modul Eco. Merge destul de greu în modul Eco. Cum am trecut în modul Tour Plus, gradul de asistență a crescut. Estimez eu că bicicleta acum asistă cu 140%. Am trecut în modul MTB, nu s-a simțit nicio diferență, deci m-a asistat cu 140%. Acum sunt în modul MTB, urc această pantă abruptă. Display-ul îmi arată că depun efortul maxim. Am revenit în modul Tour Plus, gradul de asistență nu a scăzut deloc, ceea ce înseamnă că în ambele moduri am primit o asistență de 340%. Am terminat urcarea, o urcare destul de abruptă, având și remorca după mine și eram cu pinionul 3, are 39 de dinți. Așadar, toate datele care vi le-am prezentat, adică valorile procentuale, sunt date oficiale, luate de pe site-ul Bosch. Deci să recapitulăm. Modul Eco, 60% asistență. Modul Tour, un mod care nu mai este acum folosit, 140% asistență. Modul Turbo, 340% asistență. Modul cu asistență variabilă, modul Tour Plus, variază asistența între 60 și 340% în funcție de presiunea din pedală. Modul MTB variază asistența între 140 și 340% în funcție de presiunea din pedală. Cam asta a fost prezentarea modurilor de asistență de la noul sistem Bosch Smart. Dacă v-a plăcut acest clip, vă invit să vă abonați la canal, să urmăriți playlistul pentru a vedea prezentarea și altor echipamente. Să ne vedem cu bine din șaua bicicletei. Salut!